din cartierul Bronx. Aici se încheie informațiile, dar mă întorc și ora următoare cu date noi. Până atunci, rămâneți pe TVR1. Andra, te așteptăm și ora următoare cu știrile. Fraților, ce să vă spun aici, cu capul zor, sfârâie tigaia lui Angie, într-un fel, mă și miroase atât de bine. Ia uite, ia. Tocmai ce-i lăudat mai devreme tigaia asta cu legume, care arată foarte bine. Așa, că am o întrebare pentru gospodinele de acasă, pot? Așa. Cum? Ce? Vreau să întreb pe gospodinele de acasă ceva. Așa, da. Vă știți dumneavoastră, tigăile astea, că eu nu sunt obișnuită cu tigăile astea din România, tigăile astea se pot băga în cuptor? Coada asta se poate băga în cuptor? Ne-ți putea răspunde cineva? Nu, uite, ți se spune din platou, nu! Nu, știe domnul de la cameră, ce să-ți povestie? Să te zoa, cred că gătesc, domnucule. Domnucelor, uitați-vă, că trebuie să fie, pentru că e mai special și am văzut că se poate. Știi care e chestia, uite, îți dau așa, eu acasă, când am pentru că n-am avut oale, am băgat și tigaia. Și nu s-a întâmplat nimic, așa? Nu s-a întâmplat nimic. Acum, da, tu, eu zic să nu riști. Eu m-aș risca pentru că nu mă mănâncă curiozitatea. Nu riscăm aici, nu riscăm pentru că avem niște reguli de respectat. Mă rog, acum na, nu trebuie să fie vineri neapărat ca să n-avem reguli. Și mă întreb cu pași repezi către a noastră Bianca. Bianca, vin alea 11 grade? Vin, dar înainte de asta... Ai întrebare? Da! Nu? Hai! Ce zice Tarzan când vede 1000 de elefanți că vin spre el? Nu știu. Nu, zice, ia uite, 1000 de elefanți vin spre mine. Da! Auzi, măi, eu mă simt prost câteodată pentru că tu mă prinzi pe picior greșit de mult. Și la bancul ăla cu mine, eu chiar te-am luat în serios, dar chiar Bianca, ia spune despre tine. Da, ai fost foarte drăguț, îți mulțumesc. Bine, te ascultăm cu vremea totuși. Bine v-am regăsit! În țară, vremea va deveni caldă pentru această dată în cea mai mare parte a teritoriului, dar mai ales la munte și în zona dealurilor subcarpatice, unde cerul va fi senin pe tot parcursul zilei. În zonele joase de relief, în special din centru, est și sud, în prima parte a zilei, pe alocuri va fi ceață, iar maximele din marile orașe vor fi cuprinse între 4 grade la Cluj-Napoca și 14 la Timișoara. În Europa de vest, local precipitații vor fi sub formă de ploaie în zonele joase și mixte în cele înalte. În rest, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi precipitații slabe, iar în zonele joase de relief, pe suprafețe mici, va fi ceață. În zonele învecinate nord-vestului Mării Mediterane, cerul va avea înorări temporar accentuate și local vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar temperatura va marca o creștere față de ieri în regiunile centrale și de sud-est. Vor mai fi înorări și precipitații sub formă de ninsoare în nordul și nord-estul continentului, iar aici maximele se vor încadra între minus 13 grade la Moscova și 11 la Berlin. Liza, Angie? Mulțumim, Bianca, te rog. Să avem noroc. Hai, țin. Țin, asta este de la o prietenă de-a mea foarte bună. Și ne spunea Mădălina săptămâna trecută, băi, fraților, nu luați decizii săptămâna trecută. Nu luați decizii pentru că e Mercur în retrograd. Nu negociați, nu semnați contracte. De-abia săptămâna următoare, adică săptămâna asta, a ieșit Mercur din retrograd, Mădălina. Fereșteanu nu este în emisiune. Mie îmi place că... E de bine sau de rău? Mie îmi place că tu ai început să prinzi cum e cu mersul așa, astrelor așa pe cer. Da. Mă bucur. Cum facem? Am intrat în altă ligă acum, da? Suntem în liga întâi. Știți că săptămâna asta este oricum mult mai ușoară, mai relaxantă, mai... Da? Nu avem decât trigoane, adică aspecte de alea pozitive. Oh. Benefice. Perfect. Te ascultăm, mă dă. Haideți să vedem ce spun astrele. Și zodia de ascendent, s-o ascultați, da? Mercur și-a încheiat retrogradarea prin zodia Vărsător și ne susține în comunicare și raționament, iar luna va traversa astăzi zodia Rac. Acest context ne deschide latura emoțională, ne face mai sensibili și mai afectuoși cu cei din jur. Berbec, o serie de vulnerabilități emoționale se pot manifesta astăzi și simți nevoia de a-ți reîncărca bateriile în familie. Trecutul revine în atenția ta, dar îl privești cu îngăduință. Preocupările legate de casă au întâietate. Taur,
Este o zi bună să te întâlnești cu prietenii și să vă faceți confidențe. Dialogurile cu aceștia te vor mobiliza și nu ar strica să le asculți sfaturile. Profesional poți discuta despre un proiect și te poți aștepta chiar și la o ofertă nouă, poate o propunere de asociere. Gemeni, dai dovadă de mai multă încredere în tine și îți pui în valoare talentele cu maestrie, reușind să obții aprecieri din partea superiorilor. Unii nativi se preocupă de niște plăți sau poartă discuții constructive pe teme financiare. Rac, cu luna în tranzit prin zodia ta, te bucuri de armonie interioară, sensibilitate și dai dovadă de multă înțelegere și bunăvoință. Este posibil să fii deranjat de anumite aspecte ale vieții profesionale, însă vei ști să te impui fără să strănești controverse. Leu, ai o viziune destul de optimistă asupra unei situații care până acum ți-a provocat disconfort emoțional sau chiar fizic. Reușești să faci pace cu tine, cu trecutul și asta te animă și pe unii nativi îi ajută să depășească o pierdere. Fecioară, relațiile profesionale se îmbunătățesc și poți primi sprijin din partea unei persoane importante într-un proiect în care ești implicat. Și în cuplu te bucuri de mai multă atenție și înțelegere din partea partenerului. Balanță, perspectivele profesionale se îmbunătățesc și în sfârșit vezi cu ochi mai buni locul de muncă. Ai spor în activitățile întreprinse, iar superiorii vor observa asta, așa că te poți aștepta și la cuvinte de laudă. Scorpion, îți faci planuri de viitor alături de persoana iubită și s-ar putea să prinzi o ofertă bună de călătorie. Pentru alți nativi, ziua de azi vine cu o doză remarcabilă de creativitate și fac progrese într-un proiect profesional. Săgetător, poți profita de contextul zilei pentru a reface niște calcule sau pentru a plăti niște datorii, taxe, impozite, rate la bănci. Ești susținut în negocieri și activități comerciale, iar unii nativi pot primi un sprijin financiar din partea familiei. Capricorn, este o zi favorabilă să rezolvi neînțelegerile avute cu ceilalți, fie că sunt de natură profesională sau financiară. Chiar și în cuplu ai șansa să ajungi la o înțelegere cu partenerul de viață, așa că profită să deschizi acele subiecte mai sensibile. Vărsător, s-ar putea să pui la punct niște detalii financiare, să discuți despre un comision sau să primești sarcini suplimentare care să vină la pachet și cu o creștere salarială. Chiar dacă ai toate cuvintele la tine, nu te grăbi să vorbești primul. Pești, luna tranzitează sectorul iubirii și te susține în exprimarea sentimentelor. Sunt încurajate relațiile sentimentale, așa că nu te teme să faci o declarație de dragoste. Zi favorabilă manifestărilor artistice și creative. Dragii mei, atât pentru ora a doua. Ne revedem și ora viitoare. Dă-mi și mie legătura, mă. Hai că am prins-o. Mulțumim frumos, Mădălina. Și pentru că iubim animalele din tot sufletul și vrem să le sărim în ajutor ori când avem ocazia, astăzi stăm de vorbă cu medicul veterinar Cristian Cristea, care nu a venit singur. Tara! A venit cu unul dintre cei mai buni prieteni ai lui, cățelușa Roa. Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața, bine v-am găsit. Ce superbitate de cățel! Da, este o puiuță de 6 luni. De ciobănesc german, care a fost și ea salvată, a avut niște probleme la picioruși și proprietarul de atunci nu mai, să o vadă și cei de acasă. Nu se mai putea ocupa de ea. Doamne. Și atunci am decis să o adoptăm. Acum aș dă puțin în petec, de obicei e mult mai cu minte. Da. A simte că e iubire, jurul ei. Da. Câți ani are? 6 luni. 6 luni, deci da. Nu vorbim de ani, vorbim de luni. Nu, 6 luni de zile, noi o avem de la aproximativ 2 luni de zile. Așa. Și mai nou este și ea una din voluntarii Clubului Câinilor Utilitari. Așa. Care se ocupă în special de salvare și căutare și salvare victime sub dărâmături și în mediul natural. Uh-huh. Și terapie asistată cu animale. Ea încearcă să intre în divizia de salvare, de căutare și salvare. Așa. Sperăm să lucreze bine și să putem să scoatem din ea un câine exemplar. Deci vorbim de Clubul Câinilor Utilitari, secțiunea SAR. Save SAR. And Rescue, nu? Search and Rescue. Search and Rescue. Da. Așa. Ce tip de ajutor acordați mai exact? Noi antrenăm câinii pentru a căuta persoane dispărute, fie în mediul natural, în păduri sau pe o rază de mai mulți kilometri, sute de kilometri, unde practic intervenția umană este mult mai dificil de efectuat. Uh-huh. Iar câinii, datorită, odată, nasului care îi ajută să depisteze și să caute oameni sau victime, persoane, și condiții fizice mai bune pe care o au, pot acoperi o zonă mult mai mare de acțiune. Mm-hmm. Și cum se antrenează câinii utilitari? Câinii Clubului Câinilor Utilitari au minim 3 antrenamente pe săptămână, care durează între 2 și 6 ore, plus în fiecare zi, fiecare handler se ocupă și își antrenează câinele personal, acasă, la plimbare, pe unde avem ocazia. Ok, și cu ce acțiuni se laudă acești prieteni patrupezi?
au participat la mai multe acțiuni de căutare și salvare și au identificat victime pe teritoriul României, iar doi dintre cei 16 căței atestați din clubul nostru, aici este un alt proiect, dar o să vă spun imediat, așa, da, au fost detașați în Albania împreună cu divizia de română de situații de urgență, okay, unde în momentul în care a fost un cutremur cu multe victime, din păcate au reușit să identifice doar victime care nu mai erau în viață, dar Billy și Cealapa au reușit să identifice 3 victime acolo și pentru ei erau foarte important și să scoată acele victime de sub dărâmături. Pozele pe care le-ați văzut aici este Billy, da, în Albania și cu Cealapa mai pe fundal. Așa, am înțeles că a inițiat un program numit Romanian Prison Dogs. Clubul Câinilor Utilitari, împreună cu spitalul unde lucrez și așa, cu fundația Big Heart Society, alături de penitenciarul București-Jilava, am reușit să inițiem un program de terapie asistată de animale pentru persoanele private de libertate din interiorul penitenciarului București-Jilava, cu ajutorul directorului adjunct Cristina Teoroc, care ne-a solicitat în prima fază pentru a lucra cu căței, foștii căței de patrulă din penitenciar, care acum nu mai erau disponibilizați, să spunem, dar încă trăiau acolo. Dar datorită faptului că nu mai se interacționa cu ei atât de mult, deveniseră puțin refractari la interacțiunea umană, acceptau doar puține persoane. Am început să lucrăm în prima fază cu câinii, să le efectuăm toate manoperele medicale de care aveau nevoie, vaccinări, de parazitări și tot ce era nevoie ca să lucrăm în siguranță cu ei. După care am început să îi reintegrăm, să îi redresăm, pentru a putea ajuta odată căței să-și găsească un adăpost, un cămin mult mai rapid, iar deținuții care au acceptat să intre în program, care în prima fază au fost doar foști consumatori de droguri, au învățat practic să interacționeze cu un animal, să empatizeze cu el și am observat niște beneficii de ambele părți, să spunem. Căței noștri au fost mult mai ușor de dat în adopție, iar deținuții deveneau mult mai sociabili și aveau practic un scop, un alt scop în viața lor din penitenciar. E extraordinară ideea. Da, este primul și singurul program de acest fel în momentul de față din România. Este destul de dificil pentru că am fost pionier, să spunem, în acest domeniu și a trebuit să ne orientăm din programele care există în alte țări. Dar am văzut că dă rezultate și suntem hotărâți să continuăm acest program. Până acum am avut peste 100 de cursanți din penitenciar. Mulți dintre ei au adoptat câinii cu care au lucrat, câinii de terapie cu care au lucrat și încă ne trimit poze și ne arată relația pe care o au, pentru că mulți cursanți erau în perioada în care nu mai aveau foarte multe zile până a se elibera. Da? Și atunci, în momentul în care s-au eliberat, au putut să-și ia și cățelul cu care au lucrat și au continuat relația asta frumoasă pe care au format-o în penitenciar. E extraordinar. În penitenciar avem doi psihologi care lucrează zilnic cu deținuții, iar noi, membrii Clubului Câinilor Utilitari și colega noastră de la Big Heart Society, mergeam o dată Carla, pe săptămână. Alina Buleanu, da. O salutăm și pe ea dacă se uită la noi. Mergeam o dată pe săptămână, mai puțin în anul cu pandemia, când restricțiile au fost mult mai mari și lucram practic efectiv cu deținuții. De anul acesta sperăm să reîncepem, dar de data asta în online, să facem ședințe pe o platformă online cu ei și să le putem da detalii, să-i putem ajuta în continuarea programului și să sperăm că vom scăpa odată și odată și o să putem reveni să ne vedem față în față și cu căței și cu beneficiarii acestui program. Măi, oameni buni, felicitări pentru tot ce faceți. Mulțumim mult de tot. Sunteți extraordinari. Sunt curioasă totuși, uite, roua, ce știe să facă la 6 luni? Momentan, roua trecut printr-un dresaj de disciplină de bază, unde învață, șezi, culcat, așteaptă, mai trebuie exersat la el. Iar acum am început antrenamentele pentru Search and Rescue și ea momentan învață să mă găsească pe mine. Adică un coleg de-al meu o ține, eu mă duc și mă ascund undeva în pădure la 100-200 de metri și se dă drumul câinelui. Așa. Iar el instinctiv și cu ajutorul nasului, care e în formare la ea fiind un pui, vine, mă găsește. În momentul în care m-a găsit, este recompensată, primește fie o jucărie care îi place foarte mult și pe care acum o să distrugă, fie recompensele ei obișnuite, dar căței mai mari care deja au o experiență și se antrenează de un an, 2 ani, ei deja identifică victime plantate de noi, adică alți colegi de-ai noștri care au recompense la ei, se duc în diferite locuri, într-o pădure sau într-un câmp deschis, se ascund
Și cățelul este orientat de către instructorul lui, direcția pe care trebuie să o ia, iar el se duce și caută în direcția aceea până când găsește, până când găsește victima. Nu renunță în care găsește... niciodată, nu? Nu, adică... Până acum n-au trebuit să renunțe pentru că nici noi nu-i forțăm foarte mult. Adică îi lăsăm și le dăm o zonă pe care știm că pot să o acopere. Dar există momente când, într-o evident, căutare reală, pot să nu găsească și atunci se frustrează și atunci trebuie opriți, lăsați să se odihnească și după aia să reînceapă, să reînceapă căutarea. Dar în condiții de antrenament, să spunem, căutăm să-i motivăm și să-i facem să vadă că practic este o misiune pe care o pot duce la capăt, da. Și practic ei își câștigă la sfârșit recompensa pe care o așteaptă. Și la fel învață să semnalizeze, adică în momentul în care au găsit victima, latră până când instructorul ajunge la locul victimei și poate recompensa și el cățelul. Extraordinar acești căței. Cristian, mulțumim frumos că ai trecut pe la noi. Te găsim pe Facebook, Instagram. Da, și toate... Romanian Prison Dogs Program pe Facebook. Avem nevoie de tot ajutorul și suportul, pentru că toată acțiunea se desfășoară pe bază de voluntariat. Uh-huh. Voluntariat care presupune odată o investiție în timp, dar bineînțeles și investiția financiară ca să putem ține cei 30 de căței din padocurile Jilava este destul de mare, așa că oricine poate să ajute și să se implice este binevenit. O ultimă întrebare aș avea, dacă Roa are stăpân? Da, pe mine și familia mea. Deci e la tine acasă. Bine. Dar avem mulți căței care așteaptă să fie adoptați, așa că puteți să-i vedeți pe pagina Bihar sau Romanian Prison Dogs. Așa, vă mulțumim încă o dată pentru vizită și acum hai să mergem până la Târgu Mureș, pentru că colega noastră, Natalia Lazar, ne face cunoștință astăzi cu un cuplu de campioni de la fitness. Pam, pam. Vom vedea o transformare super spectaculoasă. Bună dimineața, Natalia! Natalia! Cum stăm cu mușchii? Pam, param! Bună dimineața, dragii mei! Suntem... Măi, eu nu stau bine cu mușchii, dar am aici alături de mine doi campioni și îi pun la pachet pentru că sunt soț și soție și fac echipă bună și în viața profesională, da? Alături de mine Bogdan Biro și Raluca Biro. Bună dimineața, dragilor, și mulțumesc bună dimineața. Că ați acceptat să vă treziți așa de dimineață. Bănuiesc că nu e prima dată că așa vă treziți voi, domnule. Este ceva foarte obișnuit, aproape zilnic ne trezim, doar în weekend mai profităm de o oră în plus de somn. Bun, am fi vrut să vi prezentăm așa, dezbrăcați, cum se prezintă ei la concursuri, dar ne-au spus că nu se poate, că au avut o pauză de 4 luni și masa musculară nu e la fel. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Nu chiar 4, ci una și jumătate, aproape 2. Am avut un mic repaus, pentru că eu îmi doresc ca și în 2021 să mai particip. Și am lăsat corpul să se odihnească puțin, în care s-a acumulat puțin țesut adipos. Pe tine te pregătește soțul tău. Ce înseamnă pregătirea asta pentru un concurs de body fitness? Pregătirea e destul de greoaie. În primul rând, 2-3 antrenamente pe zi. Alimentația, care e cel puțin 70% din tot pachetul, odihna și cel mai important, factorul de stres, care trebuie ținut sub control maxim. Întrebam că dacă vreau eu, de exemplu, să merg și să devin așa cum era Luca și mă țin de treabă, dacă se poate. Și mi-a spus că da, se poate, deci dacă vreți. Care au fost cele mai importante competiții la care ai participat și la care ai câștigat premii importante? În 2020, chiar după revenirea din pandemie în sala de fitness, eram așa într-o nedumerire să mai particip anul ăsta sau să rămân așa. Deși nu mi-am fi imaginat, am participat la campionatul național, unde din nou am devenit campioană națională și a fost debutul meu la seniare, după care a urmat campionatul balcanic, am câștigat locul 1 și din septembrie, după terminarea campionatului balcanic, tot așa mi-am luat cam o săptămână și jumătate de pauză. Și am hotărât să participăm la Arnold Classic, nu mi-aș fi imaginat că pot ajunge acolo. Dar fiind susținută de soțul meu și am făcut o echipă chiar foarte bună, am obținut medalia de aur și la Arnold. Iar la o săptămână, tot cu ambiția lui mai mult de data asta, pentru că eram deja obosită și am zis că de ce să mă mai duc, s-a desfășurat în Cehia, Fitness Mania Classic, unde am obținut locul 3. Avem și un filmuleț, te felicit, îți trebuie multă ambiție ca să faci așa ceva. Povesteam înainte cu Bogdan și ne explica de ce e nevoie la un asemenea concurs și cu cât timp înainte te pregătești și ce presupune lucrul ăsta. 2 antrenamente cardio, îmi spuneai?
Da, în funcție de cum arată corpul de zi cu zi, cum se transformă, în funcție de alimentația care o ai, adăugăm antrenament cardio dimineața, seara, dacă e nevoie, antrenamentul cu greutăți în sală, la fel, în funcție de necesitate, dar pe primul loc e alimentația. Asta se știe și așa va rămâne. Din antrenament n-ai cum să echivalezi alimentația proastă. Cum te-ai gândit tu să te apuci de așa ceva? Că fetele nu prea... Nu m-aș fi gândit niciodată că corpul meu răspunde cum trebuie la antrenamentele cu greutăți. Am început din dorința de a slăbi, fiind mai plinuță, acum vreo 4 ani. Și după care, de la lună la lună, corpul meu prindea o anumită formă și aflasem pe atunci, fiind la început, de competiții. Și urmăream câteva fete în mediul online și am zis și eu îmi doresc să urc pe scenă. Și atunci a zis Bogdan, haide, în 2018 a fost prima mea participare. Eram atunci junioară și am câștigat și atunci locul 1. Am apărut așa, din senin. Avem pe ecran și niște fotografii cu voi, cu tine. Am văzut și diferențe mari între într-o competiție și alta. De unde diferențele astea? De ce? Da, diferența e din nou, din alimentație și din antrenament. Ideea e că încercăm să ne încadrăm la categoria la care trebuie să participi, ceea ce ar trebui fiecare antrenor să-și îndrume sportivul respectiv. Nu poți să te prezinți la categoria body fitness cu corp de bikini sau de human fizic, ceea ce e foarte important și de acolo și diferențele aceste mari. În Serbia, de exemplu, aveam o formă de concurs unde nu se încadra la body fitness, era mult prea... plină de apă, retenție de apă crescută, ceea ce am corectat până la Arnold și structura s-a schimbat total. Are un avantaj foarte mare structura ei, care o pune în evidență și e una tu. În sportul acesta structura e pe primul loc, una tu. De la ce număr de kilograme ai pornit tu și la ce număr de kilograme ai reușit să ajungi? Mă rog, te văd că ești acum slăbuță și cu mușchi pe tine. Par slăbuță momentan. Am pornit cam de la 70-71 și chiar înainte de scenă, cu câteva ore, aveam 53. Asta în cât timp? 16 săptămâni. Wow. Poți să ne arăți, nu știu, să ne exemplifici, care sunt pozițiile pe care trebuie să le ai în competiție? 4 poziții obligatorii pe care noi, cele de la Body Fitness, trebuie să le... exemplificăm când suntem pe scenă, front pose. Trebuie în asemenea să fim și foarte feminine. E importantă feminitatea să se păstreze, atât în competiții cât și în viața de zi cu zi, evident. Back pose. Poza din spate? Da. Așa. Și tot din lateral? Da. Și pentru băieții care zic că nu obțin rezultate la sală și pe o lună renunță, un dublu biceps față. Ați văzut, băieți? Fere, ce spui? Ia uite. Din păcate, oamenii sunt foarte reticenți. Dacă într-o lună nu vă rezultate, renunță. Dar e un sport care necesită continuitate și cere timp pentru a avea rezultate. Atât pentru slăbit, cât și pentru acumulare de masă musculară. Bănuiesc că este foarte scump să participați la asemenea competiții. Aveți sponsori? Din păcate, în afară de primăria localității de unde venim noi, primăria Gorghiu și clubul sportiv Sebastiano, nu am reușit să găsim sponsorizări. Ne-am creat și o asociație sportivă pentru a obține, dar foarte greu. Iată, cine vrea să-i susțină, pentru că fac o muncă extraordinară, pot să-i caute și să îi ajute puțin, pentru că sunt sportivi și pentru că reprezintă țara noastră, da? Ei sunt și antrenori personali în sălile de sport unde lucrează și îmi spunea Raluca că o antrenează pe diriginta ei din liceu. Da, mi-e foarte dragă. Acum, deși pe atunci poate o priveam cu alți ochi, ne înțelegem foarte bine. Are o continuitate de aproape un an de zile. Și îmi place foarte, foarte mult forma în care este acum. Ne vedem la 3. Aveți o grămadă de... Vă vedeți la 3 astăzi, da? Aveți o grămadă de elevi acolo, să zic. Sunt la fel de ascultători precum Raluca sau trebuie să ajungă, să treacă mult timp ca să ajungă... Sincer, sunt foarte mulțumit de clienții noștri. Atât pe planul de acasă, respect alimentația, se văd rezultatele, cât și în sală. Sunt foarte conștiincioși și își respectă prima dată ei corpul și munca. Ceea ce e cel mai important. Tu te ocupi și de partea de nutriție, da? Da.
Deci da. Poți să-i sfătuiești pe cei care vin la Da, îi sfătuiesc în calitate de tehnician nutriționist, îi ajut cu planul de alimentație, cu control săptămânal în funcție de oglindă și kilograme, ajustări săptămânale. Nu organizez planul de alimentație pe luni, pe zile, totul în funcție, ținem o legătură foarte strânsă între noi. Care este următoarea competiție pentru care vă pregătiți? Mi-aș dori să particip pe data de 3 aprilie la Diamond Cup Malta, însă pe ce mă axez eu cel mai tare este campionatul european, unde am fost convocată în lot și sper să fie mândri de mine antrenorii de lot și abia aștept întâlnirea cu colegii și momentul respectiv se va desfășura în Spania, în Santa Susana. Mulțumim tare mult, cam atât de la Târgu Mureș, vă pupăm și ne revedem. Pa, pa! Mulțumim, Natalia. Din păcate, Fereșteanu nu știu ce zice la ora asta, dar cel mai probabil zice... Asta zice Fereșteanu. Și acum, pentru că ne pregătim și noi pentru o competiție de fitness, voiam să vă arătăm cât de dotate suntem. Sunteți pregătite? Da? 2, 3, 7. Așa se începe, da? 1, 2, 3, 4. Și eu mă opresc că trebuie să prezint. Și eu. Trebuie să le prezint. 6. 7. Da. Hai să-i dă cu flotările. Mamă, băi, Angie, băi. Doamne, bravo ție, doamne. Așa, ne spălăm pe mâini și după aceea... Hai să tragem aer în piept, pentru că e cu dans în cele ce urmează. Teona, Lari și Teodora, cele trei componente ale trupei Happy Day, au lansat videoclipul piesei Feterele și le ascultăm chiar acum. Neața, fetelor! O gașcă de fete tari, plus baby like I that time. De ajungi ca să ne cunoști, la noi te gândești full time. Pe skate și role noi petrecem, să fim pe placul tău. Apasă like în orice clipă și n-o să-ți pară rău. Fete tari și rele, rele, suntem noi la de top. La dans nu pot spune stop. N-ai talent, eu te testez și te taxez. Am fițe și de nu-ți plac. Bye baby, n-am ce să-ți fac. Dacă ești pe contrasens, n-are sens, n-are sens. Sunt rea și nu mă schimb. Asta ar cere timp. Prefer să mă distrez dacă-ți place. Vreau înghețată, bar nu ciocolată. Vreau și la fiem dacă nu supărată. Ce? Cum? Spui ceva? Da? Tu? Nu-i așa? Fete, da și rele, rele, suntem noi la întâlnire, vino marți sau joi. Fii cum și atunci tu, tu vei fi best friend. Iar dacă nu ești, îți vom spune the end. Fete, da și rele, rele, suntem noi la întâlnire, vino marți sau joi. Fii cum și atunci tu, tu vei fi best friend. Iar dacă nu ești.
fetelor, să știți că am și un gașca mea, Angie, Bianca. Angie, Obre, Obre, ia uite-ne. Suntem așa, noi avem așa, Bianca, Angie, Liza. Voi, la cameră, uite să vă îndreptați așa. Să ne îndreptăm așa, așa. Pe ele. Așa, da, da, da. Așa, deci, Lari în mijloc, nu? Da. Așa, Teona. Teona, da. Și Teodora. Și Teodora. Da, vedeți că puteți să facem betul. Hai să adică... facem. Facem? Nu, hai, lar, nu. Nu, sunt mici, să avem totuși respect. Da, puteți să ne arătați totuși pașii de pe refren? Okay. Să vedem? Okay. Ia. La cameră acolo, așa. Detestar și rele, rele, suntem noi. Ce rele suntem noi? La întâlnire, re, vino, masor joi. Ficul și atunci tu, tu vei fi best friend. Iar dacă nu ești, îți vom spune Elien, e cu cenzurat, am înțeles. Hai să stăm de vorbă, fetelor. Uite, Bianca, poți să-ți tragi un scaun, să stai lângă mine. Uite, așa. 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 Lasă, că stăm așa ca fetele. Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Happy day! Și feterele. Așa rele sunteți voi? Nu. Nu. Noi suntem fete bune. Fete bune, am înțeles. Cine v-a scris piesa asta? Păi avem producătorul proiectului, este Sandel Bălan, text Ana Condrea. Ei se explică Sandel Bălan și asemănarea cu trupa Andre, nu? Da. Ați auzit de trupa Andre, normal, nu? Da. Da. Și știți coreografia celebră? Nu deam dacă vă putem ajuta. Da. Da. Da, aveți grijă la gât, mereu. Era grijă la gât. Așa, așa. Deci ați ascultat Andre când erați mici? Când eram mai mici, da. De atât, mă rog. Da? Așa. Deci sunteți fane Andre, wow! Da. Nice. Așa. Lari, tu câți ani ai? Am 12 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Teodora? Eu am 13 ani. Mulți înainte, Teodora? Și eu am 14 ani. Și 14 ani. Și tu ești singura nevopsită. Păi ce s-a întâmplat? Păi am zis să fiu așa mai diferită. Ok. Am înțeles. Și voi cât ați stat la coafor să vă vopsiți așa? Păi, n-a durat foarte mult. Nu durează mult, da? Nu. Nu? La școală se merge așa? Mergeți așa noi, la școală? Noi, fiind online, nu prea ne văd profesori și profităm. Deci stați așa. Au profitat anul acesta că se stă în casă. Și ce ați zis? Mă, să ne dăm un petic, adică să ne vopsim și să ne machiam. Exact, păi da. Și când se dă drumul la școală, ce faceți? Ne vopsim înapoi. Da, natural. Am înțeles. Și ce clasă sunteți? Că nu prea mă ajută memoria, nu mai știu clar. Eu cu Teona suntem clasa a șaptea. Iar eu în clasa a șasea. În clasa a șasea, am înțeles. Și la ce materie excelați? Muzică. Da. Am înțeles. Ce idole aveți voi, fetelor? Ia să vedem fiecare în parte. Hai să începem cu Teodora, că e aici prima. Ia. Păi... mie îmi place mai mult să ascult și muzică românească, dar și muzică din alte părți. Dar ca cine vrei tu să fii când o să fii mare? Păi dacă ar fi să zic din România, îmi place să ajung ca Ina, pentru că Ina s-a făcut remarcată peste tot. Că a depășit granițele țării. Da. Tu, Larisa? Ca cântăreața mea preferată este Ariana Grande. Aveam eu un feeling așa, da, aveam așa. Așa, pentru tine, Teona? Mie îmi place de Rihanna. De Rihanna? Da. Uite-mă câtă diversitate în trupa asta. Mai am totuși o curiozitate, să știți. Întotdeauna, într-o trupă, într-un grup, trebuie să existe un lider. Ați numit acel lider? Ei bine, cine? Noi nu avem, pentru că lucrăm împreună. Da. Și ne spunem părerile tot timpul. Da, suntem până la urmă o trupă chiar și lucrăm în echipă. Bine, încerc să vă cred, dar știți că de obicei cel din mijloc nu stă degeaba în mijloc. Știți ce zic? Lari, nu. Poate are mai multe... Nu. Suntem o echipă. Tu ești cea mai mică, uite, totuși, vezi, buturuga mică răstoarnă carul mare. Și cum v-ați cunoscut? Sunteți colegi de școală? Nu. Eu cu Teona suntem colegi de școală, dar ne cunoaștem cu Larisa din concursurile de muzică. Și am devenit prietene acum un an.
în ianuarie, ne-am gândit să formăm o trupă și am scos această piesă. Da. Stați așa că aflăm cine e liderul imediat și vă ajută și pe voi. Cine a avut ideea trupei? Mă, cine a venit? Cine a pus cărțile pe masă? Păi am văzut că avem vocile aproape identice, aproape. Și ne-am gândit că ar fi fain să facem o trupă. Să... Și, da. Totul a început pentru că vreau să facem o piesă împreună și de atunci ne-am format toate trei. Vă vedeți și în afara scenei? Ieșiți la suc? La, mă rog. Da, normal, da. Vorbim non-stop. Da? Da. Pe WhatsApp, pe Instagram, pe ce? De toate. De toate. Deci ați marcat și TikTok-ul și Instagram și Facebook? Normal. Da? Tot am remarcat. Cum vi se pare Facebook? Aplicația mai asta. Mai plictisitor. Da. Plictisitor. Ați înțeles, da? Deci, pentru generația tânără, aplicația Facebook este plictisitoare. Și de coreografie cine se ocupă? Nu de alta, dar avem... Coreografia este... Coreografia de la First Step by Dea. By Dea. Da. Am să o cunoscut, să știți. Așa, și da, videoclip acolo, v-am văzut, sunteți aici, în București, nu? Unde ați filmat? Sau greșit? În Bacău. Măi, da. Liza, măi, semăna cu Parcul Tineretului. Am înțeles, și aveți acolo niște versuri, ați simțit nevoia să folosiți cuvinte mai puțin credincioase? Voi ați scris versurile? Nu, textul este scris de Ana Condrea. Ana Condrea, măi, Ana, ce le-ai făcut fetelor? Am înțeles. Cum ați ales numele de Happy Day? Pentru că vrem să le transmitem oamenilor fericire și să le dorim să aibă o stare bună de fiecare dată fericită. Când ne ascultă. Ați înțeles ceva? Auzi, oare așa se aude și la noi când vorbim, când prezentăm? Da? Așa se aude? Aoleu, ni se dă din cap din regie. Vă leu! Deci, am ales numele acesta, vă rog una dintre voi să răspundă. Happy Day. Păi, am ales numele acesta deoarece noi ne-am gândit că ar fi bine să facem lumea mai bună și mai fericită. Și de fiecare dată când se uite cineva la noi să aibă o stare de bine. Uite, să știi că reușiți să faceți treaba asta. Mulțumim frumos că ați trecut pe la noi. Sunteți categoric cu capul zori. Fraților, voi rămâneți pe TVR1 pentru că ne întoarcem cu un script căraș plin de dor.